Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, știri fierbinți. Parade la Moscova, Vladimir Putin și-a etalat arsenalul nuclear. Aviația nu a putut să zboare. În timp ce toată lumea aștepta următorul pas al Kremlinului, la Moscova s-a desfășurat luni dimineață parada armatei ruse de ziua victoriei. Analiștii militari spun că Rusia va lansa atacuri tot mai dese și mai puternice pe frontul din Ucraina. Odessa pare să fie tot mai mult vizată de rachetele rusești. Rusia va pierde pentru că răul pierde întotdeauna, a spus președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În mesajul difuzat duminică noapte, separat, liderul de la Kiev a declarat luni că în ziua victoriei asupra nazismului luptăm pentru o nouă victorie. Drumul până la ea este dificil, dar nu avem nicio îndoială că vom câștiga. În zilele anterioare paradei, la repetiții au participat și aeronavele militare ale Federației Ruse, precum și avionul Apocalipse, un avion IL-80 care ar servi ca post strategic de comandă într-un eventual război nuclear. Cunoscut ca avionul Apocalipse, aparatul IL-80, escortat de două MiG-29, a zburat săptămâna trecută împreună cu bombardiere strategice și avioane de luptă deasupra Moscovei. Componenta aviatică a aparatei militare din 9 mai din Piața Roșie de la Moscova nu va avea loc din cauza condițiilor meteo nefavorabile, a anunțat luni dimineață purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, informează TASS. Componenta aviatică nu va avea loc din cauza vremii, a spus Peskov. Oaspeții invitați la tribună au primit cadouri simbolice, printre care un mic tank T-90MC, realizat la scară 1:35 de producătorul rus de tehnică militară Zvezda, câte un pled în culori de camuflaj și șepci roșii. Războiul din Ucraina pune în umbră celebrarea anuală la Moscova a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. În cadrul uriașei parade militare, Putin a afirmat că Rusia apără țara mamă în Donbass. Rusia a celebrat luni împlinirea 77 de ani de la victoria asupra Germaniei naziste. Președintele Vladimir Putin a susținut un discurs important cu această ocazie, afirmând odată în plus că soldații ruși luptă din nou pentru securitatea țărilor. Aproximativ 11.000 de soldați au participat la Moscova la parada militară din Piața Roșie. Parade militare au mai avut loc și la Vladivostok și Novosibirsk. Ce a declarat Putin în discursul său de ziua victoriei? Discursul său s-a axat în principal pe războiul din Ucraina, care a început pe 24 februarie, ca urmare a invaziei rusești. El a declarat că invazia a fost singura decizie corectă ca măsură de preîntâmpinare a unei agresiuni. Vestul se pregătea pentru invadarea Rusiei, NATO crea tensiuni la granițe, nu au vrut să asculte vocea Rusiei, aveau alte planuri, a declarat Putin. El a afirmat că Rusia se luptă pentru țara mamă în Donbass, astfel încât nimeni să nu uite învățămintele trase din cel de-al doilea război mondial. Liderul de la Kremlin a promis de asemenea sprijin pentru familiile soldaților căzuți pe câmpul de luptă. Moartea fiecărui soldat și ofițer e dureroasă pentru noi, a spus el. Statul va face totul pentru a avea grijă de aceste familii, în special de copii. Analiza afirmațiilor lui Putin. Au existat speculații că Putin ar putea anunța de ziua victoriei o escaladare a acțiunilor militare. Cu toate acestea, nu a existat mențiunea unei mobilizări generale sau parțiale a armatei ruse. Putin a încercat să anuleze legitimitatea poporului și guvernului ucrainean, conectându-le cu un soi de trecut nazist, a declarat corespondentul Deutsche Welle, Aaron Tilton. El a spus că în joc e Rusia, securitatea țării, acuzând ucrainienii și vestul că atacă Rusia. E o întoarcere pe dos a situației de la fața locului. Noi știm că n-a fost nicio agresiune a vestului îndreptată împotriva Federației Ruse. Rusia a fost țara care a invadat prima, Rusia a fost țara care a început să bombardeze, să deschidă focul, dar fiindcă obiectivul pe termen lung al lui Putin e să-și pregătească poporul pentru un conflict de mai lungă durată, a trebuit să ofere ceva pentru a-l strânge la oaltă, a afirmat Tilton. Kremlinul afirmă că invadarea Ucrainei nu este un război, ci o operațiune militară specială. Ce semnifică în Rusia ziua victoriei? În Rusia, ziua victoriei, după cum a fost denumită în perioada post-sovietică, e de decenii ziua comemorării celor care au pierdut în cel de-al doilea război mondial. Uniunea Sovietică a pierdut multe milioane de cetățeni în acel conflict și 9 mai este ziua comemorării lor. Dar în ultimii ani lucrurile s-au schimbat. Putin se folosește tot mai mult de această zi în scopurile sale de politică internă. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat luni că Rusia a uitat tot ce le era important biruitorilor din cel de-al doilea război mondial. Răul s-a întors într-o uniformă diferită, cu sloganuri diferite, dar în același scop, a avertizat el.
Spre deosebire de anii trecuți, la parada militară de luni nu a fost prezent niciun șef de stat străin. Ce s-a mai întâmplat în Ucraina? Parada s-a desfășurat la o zi după ce Ucraina a anunțat că un bombardament aerian rusesc s-a soldat cu moartea 60 de oameni adăpostiți într-o școală. Luptele continuă pe fronturi multiple, dar Rusia se apropie de o victorie în orașul Port Mariupol. Ultimii luptători ucrainieni rămași în viață, retrași în combinatul siderurgic Azovstal, au respins ultimatumul de depunere a armelor. Controlul deplin asupra orașului Mariupol va permite Moscovei să creeze un coridor terestru între peninsula Crimea, pe care a anexat-o în 2014, și regiunile estice controlate de separatiștii proruși. Au existat speculații că Putin încearcă să atingă la timp acest obiectiv pentru a-l prezenta de ziua victoriei. Convoiul Libertății. Un lung convoi de autocare și mașini s-a îndreptat spre regiunea Zaporojie, controlată de ucrainieni. Grație medierii ONU și ajutorului oferit de Crucea Roșie, convoiul i-a transportat în siguranță pe ucrainienii care s-au refugiat în combinatul siderurgic Azovstal. Sute de civili și soldați s-au baricadat de săptămâni acolo pentru a se adăposti de asediul trupelor ruse. Amenințare nucleară din partea Ucrainei, invazie ucraineană în Crimea, neonaziști ucrainieni, discursul președintelui Rusiei din 9 mai a conținut acuzații noi și mai vechi. Majoritatea sunt false, informează Deutsche Welle. Cu ocazia paradei militare anuale din Piața Roșie din Moscova, președintele Rusiei Vladimir Putin a adus acuzații foarte grave Ucrainei și Vestului. Acolo s-ar fi pregătit o invadare a Rusiei și Crimeei și s-ar fi plănuit înarmarea nucleară a Ucrainei. Unele afirmații centrale din discursul lui Putin, rostit pe 9 mai, au fost analizate de Deutsche Welle în fact-checking, arme atomice ucrainene, afirmație. La Kiev s-a anunțat o posibilă achiziție de arme atomice. Blocul NATO a început cu dezvoltarea militară activă a teritoriilor de la granițele noastre, a afirmat Putin în discursul său. Deutsche Welle fact-checking, fals. Președintele Vladimir Putin se referă aici evident la un discurs al președintelui Ucrainei Volodymyr Zelensky, susținut în februarie trecut la conferința de securitate de la München. În acel discurs, Zelensky a pomenit de memorandumul de la Budapesta din anul 1994, prin care statele semnatare garantează inviolabilitatea granițelor Ucrainei, Republicii Belarus și Kazahstanului. Pe lângă Statele Unite și Regatul Unit al Marii Britanii, și Rusia a recunoscut frontierele Ucrainei. În schimbul acestei garanții, Ucraina a predat Rusiei armamentul atomic aflat pe teritoriul său, moștenit de la defuncta Uniune Sovietică, respectiv l-a distrus în parte singură. Memorandumul respectiv nu conține însă garanții de securitate concrete, chiar dacă Zelensky a susținut contrariu în discursul susținut la München la începutul acestui an. Dat fiind că prin anexarea Crimeei în 2014 a fost încălcată suveranitatea Ucrainei, Zelensky a dat de înțeles la München că are de gând să se retragă din acel acord. Dar o astfel de retragere ar fi relativ lipsită de urmări din perspectivă juridică. Memorandumul de la Budapesta nu interzice niciun fel Ucrainei să-și procure din nou arme nucleare. Doar acordul de neproliferare nucleară, semnat de Ucraina în 1994, când a semnat și memorandumul, interzice proliferarea substanțelor radioactive care pot fi folosite la fabricarea armelor. Iar dacă Ucraina ar denunța memorandumul, ar fi în continuare obligată să respecte această interdicție. Dovezi că Ucraina ar fi încercat ilegal să-și procure armament atomic sau măcar că ar fi avut asta în plan, nu există. Președintele Rusiei Boris Yeltsin și cel al Statelor Unite Bill Clinton au semnat la Budapesta tratatul de neproliferare nucleară în decembrie 1994. Afirmația lui Putin că președintele Zelensky ar fi denunțat prin acel discurs memorandumul, anunțând totodată achiziția de armament atomic, este falsă. În plus, referirea sa la noua infrastructură a NATO, aproape de granițele Rusiei, este derutantă. Chiar dacă alianța militară și-a întărit prezența în Europa de Est, ea respectă condițiile acceptate de Rusia în actul fondator NATO-Rusia, semnat în 1997. Nu există dovezi privind o iminentă invazie ucraineană în Crimea. Afirmație. Rusia poartă un război preventiv împotriva Ucrainei, a declarat președintele Vladimir Putin. Ucraina s-ar fi pregătit deschis pentru o nouă misiune punitivă în Donbas și pentru invadarea teritoriilor istorice rusești, inclusiv Crimea, iar țările NATO i-ar fi furnizat Ucrainei cele mai moderne arme.
Deutsche Welle fact-checking, fals. Conducerea ucraineană a subliniat în repetate rânduri că dorește o rezolvare diplomatică și nu militară a conflictului din Donbas. Și președintele Zelensky a reiterat asta la conferința de securitate de la München, cu puțin timp înainte de izbucnirea războiului, în toamna anului 2021, când Rusia a început să-și desfășoare trupele de-a lungul graniței cu Ucraina, nu existau indicii privind o iminentă ofensivă ucraineană. Același lucru e valabil și în cazul Crimeei anexate. Rusia a transformat peninsula anexată în 2014 într-o fortăreață militară dotată cu cele mai moderne arme, între care se numără și noi nave de război, lansatoare de rachete de croazieră, sisteme antiaeriene tip S-400 și avioane moderne de luptă tip Suhoi Su-35S. Armata ucraineană nu deține astfel de arme și este net inferioară trupelor ruse din Crimea. Și din acest motiv, Kievul a făcut eforturi pentru o soluționare diplomatică. În 2021 a avut loc primul summit al așa numitei Platforme Crimea, o inițiativă diplomatică a Kievului având drept obiectiv popularizarea la nivel internațional a soartei peninsulei anexate, a încălcărilor drepturilor omului, criticate și de ONU, de exemplu reprimarea tătarilor din Crimea. E adevărat că unele state NATO au livrat Ucrainei armament modern, cum ar fi rachete antitank, dar au făcut-o cu mari rețineri și în cantități inițial limitate. Abia în ajunul invaziei ruse, către finalul lunii februarie, livrările de arme au luat amploare, iar armament greu, cum ar fi transportoare blindate pentru infanteria motorizată sau obuziere de mare calibru, au fost livrate Ucrainei abia după începerea războiului. Și evenimentele istorice invocate de Putin sunt trunchiate. Chiar la începutul discursului, președintele Rusiei a așezat misiunea armatei sale în Donbas în rând cu trei evenimente istorice. Răscoala poporului rus împotriva unei intervenții polone din secolul al XVII-lea, o bătălie din apropiere de Moscova în timpul campaniei lui Napoleon în Rusia, Borodino, și războiul împotriva Germaniei naziste, dar în toate cele trei cazuri Rusia, respectiv Uniunea Sovietică, a fost atacată din exterior. Ucraina nu a atacat Rusia, ci Rusia a pornit pe 24 februarie un război de agresiune împotriva Ucrainei. Nici afirmația că teritoriile menționate ar fi teritorii istorice rusești nu e corectă. Conform dreptului internațional, și Crimea și teritoriile din Donbas aparțin Ucrainei. O rezoluție ONU din anul 2020 a consemnat faptul că adunarea generală a ONU a condamnat anexarea Crimeei, pe care nu o recunoaște. Rusia a recunoscut în schimb granițele țării vecine după destrămarea Uniunii Sovietice. Noi acuzații de neonazism adresate Ucrainei. Afirmație. Putin a formulat din nou acuzația că Ucraina este condusă de neonaziști, cu care intrarea în coliziune era inevitabilă. În discurs a mai vorbit despre civili din Donbas care au murit din pricina bombardamentelor fără menajamente și a atacurilor barbare ale neonaziștilor. Deutsche Welle fact-checking fals. Așezarea Ucrainei pe aceeași treaptă cu neonaziști este o afirmație repetată continuu de Putin, guvernul său și mass media de stat rusești. Dar e falsă. Chiar de la începutul războiului, Rusia a vorbit despre o necesară denazificare a Ucrainei, un termen care descrie politica pentru Germania a puterilor aliate învingătoare după cel de-al doilea război mondial, dar comparația între Germania nazistă dintre anii 1933-45 și Ucraina democratică din prezent e evident inadecvată. În Ucraina nu există un sistem totalitar și la putere nu se află forțe de extremă dreapta. La ultimele alegeri parlamentare, din 2019, Frontul Unit al Partidelor de Extremă Dreaptă nu a obținut decât 2,15% din voturi. Pentru Melanie Mierzejewski, Wozniak, cercetătoare în cadrul Institute of International Relations din Praga, dreapta radicală din Ucraina postsovietică a rămas la periferia politicii, iar expertul Ulrich Schmidt, specializat în probleme rusești, a calificat această afirmație drept acuzație perfidă. Potrivit lui, există neonaziști în Ucraina, dar în Rusia există cel puțin la fel de multe grupări de extremă dreaptă ca și în Ucraina. Această poziție e larg împărtășită de specialiști. Într-o declarație semnată de mai bine de 300 de istorici și oameni de știință, se arată că necesara denazificare a Ucrainei este propagandă. Semnatarii declarației publicate de Jewish Journal ajung la concluzia că această retorică este de fapt o falsă.
ticăloasă din perspectiva morală și profund jignitoare pentru milioanele de victime ale nazismului. E adevărat că la protestele de pe Euromaidan din 2014 au luat parte grupări de dreapta naționaliste și că în temutul regiment Azov, care luptă în estul Ucrainei cu invadatorii ruși, au existat și există membrii naționaliști radicali. Dar în Ucraina nu există o dominație extremei dreapta și problema neonaziștilor nu este mai mare decât în alte țări europene. De aceea Putin argumentează greșit. Prezentare derutantă a dialogului dintre Rusia și NATO. Afirmație. În decembrie anul trecut am propus un acord privind garanții de securitate. Rusia a chemat Vestul la un dialog onest, la căutarea unor soluții de compromis raționale, la respectarea intereselor fiecărei părți. Totul a fost degeaba. Statele NATO n-au vrut să ne audă, ceea ce înseamnă că de fapt aveau cu totul alte planuri. Deutsche Welle fact-checking derutant. Președintele Vladimir Putin se referă la un catalog de revendicări pe care Rusia l-a predat NATO pe 17 decembrie 2021, în ajunul războiului din Ucraina. Catalogul conține 8 cerințe asupra cărora statele NATO și Rusia să cadă de acord pentru evitarea unui conflict. Cele mai importante au fost stoparea extinderii spre est a NATO și retragerea trupelor NATO pe pozițiile din 97. Aceasta ar însemna retragerea trupelor NATO din Polonia, Ungaria, Cehia, Bulgaria, România, țările Baltice și mai multe state din Balcani. În plus, Rusia a cerut NATO să renunțe la activități militare în vecinătatea Rusiei, Ucraina fiind menționată explicit. O altă revendicare a fost interzicerea rachetelor cu rază scurtă și medie de acțiune staționate la sol, care ar putea atinge teritoriul țărilor semnatare. La parada militară de la Moscova au participat și tancuri din cel de-al doilea război mondial. Observatorii din vest au calificat unele dintre revendicări drept contrare principiilor fundamentale ale NATO. Alegerea alianței din care să facă parte este un drept al oricărui stat suveran, după cum scrie și în articolul 10 al Tratatului Atlanticului de Nord. Și state aflate în vecinătatea Rusiei trebuie să aibă permisiunea de a adera la NATO. Acest principiu de bază a fost recunoscut de Moscova și în documentul final al CSCE de la Helsinki, semnat în 1975, și în memorandumul de la Budapesta din 1994 și în actul fondator privind relațiile NATO-Rusia. Ministrul de externe american, Antony Blinken, a rezumat poziția alianței în felul următor. Poarta NATO e deschisă și rămâne deschisă. La sfârșitul lunii ianuarie, NATO i-a răspuns Rusiei în scris, iar administrația americană i-a trimis un răspuns separat pe 26 ianuarie. Câteva zile mai târziu, răspunsul până atunci secret al NATO a fost publicat de cotidianul spaniol El País. Pe lângă respingerea din principiu a stopării extinderii NATO, alianța s-a declarat de acord cu solicitarea Rusiei de ameliorare a canalelor de comunicare între Moscova și capitalele din vest. Reprezentanțele închise din Bruxelles și Moscova ar putea fi redeschise. Consiliul NATO-Rusia ar putea fi folosit pe viitor pentru schimb de informații privind manevre militare și politica nucleară. Secretarul general al NATO, Stoltenberg, i-a propus în plus președintelui Putin discuții privind controlul înarmării, dezarmare și transparența manevrelor militare. Noi înțelegeri ar putea fi incluse în documentul de la Viena, decis în 2011, contribuind la detensionarea situației. Stoltenberg a cerut în schimb retragerea trupelor ruse din teritorii ale Georgiei, Ucrainei și Republicii Moldova. Felul în care Vladimir Putin a descris dialogul dintre Rusia și NATO în ajunul războiului din Ucraina este părtinitor și derutant. Reiese din analiza publicației Deutsche Welle. Atât pentru azi, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!